Cine coșamari bărbății, m-a lucrat puternica mea, părății. Să trăiești prin o temporată, că le fac aceste toate. Treci prin o temporate, am aflat multe și toate. Prin străzi gări și caraune sau prin străi oameni străini. Ce spun? Ce povestesc? E nume cum se numește? Călări pe cai, filozof și crai, vin din partea răsăritului și plec în țara Nazaretului, că se închine lui Hristos și se numește Mesia numite prin proroci. Mergi de-i cheamă, că aici sunt de-a seamă. Să văd pe toți trei, să vorbesc și eu cu ei. Să treci prin o temporate, vi le fac aceste toate. Crai Melchior mă numește ca un crai mare, îți vorbesc. Într-o cestinu, domnul Cireț s-a născut. Mă mir mult ce-ai cuvântat despre noul împărat. Iar tu cel de la mijloc, figură ca de pop. Cam rău privești la scaunul meu. Vine rândul să vorbești, să spui ce crai mare ești. Împărate să trăiești și mulțumesc să împărătești. Pe ostrovul Baltazar, Melchior și Gaspar. Venind din partea răsăritului, și mergem în țara Nazaretului, după astea frumoasă, cunoscută prin folos, ca să fie la Hristos. Și pentru Iisus cel Mare, la ta împărăție, facem o întrebare. Ce domn de-ar îndrăzni și la mine de-ar veni? Să vii la meu palat, să spui că s-a născut Hristos împărat. Vezi, măi frate, nu ți-am spus ce mă avea pentru Iisus? Oh, măi frate, rău te amăgești, de așa moale vorbești. Lasă-o să vorbesc, eu să-i spun, să-i povestesc, căci pentru Craiul Mare ceresc, eu și viața îmi jertfiesc. Dar cine te sprijinesc? Craia mare ce ești? Să avem teacă scoate și pe loc ți le-ai plătit toate. Și așa precum vorbești, să spui ce crai mare ești. Împărat, să plătesc ca pe împărat, dar și tu, fericințe să-mi dai, cum se cuvine unui crai. Și Craiul Gaspar mă numesc, ca un crai își vorbesc, căci în acest ținut, domnul Ceres s-a născut. Nu știu, nu s-a auzit, n-a fost, nu s-a povestit, dar pe ei se nască vreun crai de viță cerească. De n-a fost, acum este, să vestim această veste. Și mai bine ar fi să crezi că-și putem da și dovezi. Și ce dovezi aveți și voi, să arătați și pe la noi? Când cântai un ratare folos, despre nașa în Hristos. Poftim să cântați! Voi trei crai de vești, unde mergeți voi? Noi mergem să căutăm unde Maica Maria, pe o lată scurt în Betleem. El s-a născut, Mesia și Domnul nostru și Iisus Preasfântul nostru. Astăzi s-a născut. Ha! Voi viță din neam rău! Nu se poate să fiți primiți de Dumnezeu. Cam să află aceste toate, de cum sunt de voi aflate. O să adun toți arhiereii, de
din toată țara iudei și care a ști să spună de ale voastre minuni, apoi vași și amari de ale voastre trei coroni, care le purtați voi azi înaintea mea cu minciuni. Dar voi unii și începa, turmele vieța Paște, cu Hristos ce vieța face? Ia bate să încoace, treceți la prea înalt împărat. Tu, aramnirea, da, intrați, masca la magare. Așa necum aveți pentru rod la fel trei capri vreodată. Pe mine rod mă să la porțile împărăției, să întinel pe aici. Părăși, de vizionare ce ce? Nu la de însă, am dorit. Vezi, toți așa negru cum îl vezi, el de mine pot trebui. Căci voi umblați în țări străini, ori de oase până la mine. Ei bine, împărăși. Nu toți trei cari, știu pe Domnul și împărați, cu coroane coronați. Bine, bine, ce de domn și împărați, cu coroane coronați. Dar de ce n-ați venit puteri? N-ați venit ca trei muieri. De ce n-ați venit puteri mari? N-ați venit ca trei măgari. Mie ne-a trimis scriptură, am înțeles. Că se nasc pe pământ un împărat nou și sfânt. Am porit să-l plăutăm, frumoase dar să-i dăm. Cert. Poruncă prin alte părate. Tu nu știi ce poți să fii din atâta prorocii. Poate sunt multe jătoate prin alte împărate. Sunt foaie și locul, cum zice vreun proroc. Împărat, revestit, urmează de mele cuvinte. Îți vezi că cu neputință te-ai scoate din credință. Ești în onoare mare, orinde sabia noastră tare. Dar să luăm cu lingușiri, ne vom putea scoate din fir. Și la timp potrivit, ne vom tăia capul, ca să nu ne temem de neamurile răsăritene. Da, ofițer, ești băiat, foarte învățat. Iar voi crailor vestiți, după toate, cum le știți. Mergeți! Te veți afla undeva pe Iisus în ția sa și pe mine să mă înștiințați să merg să mă chin și eu celui mare Dumnezeu. Voi, erode împărate, noi credem că nu se poate să întâmple vreodată ca inimă curată. Dacă nu te amintești, de ce te afârâsești? De ce te răspânios când te amintești de Hristos? Mă arăt că așa se convine, celui ce la mine vine, ca orice cine să știe, sunt împărat, împărăție. Împărate! Vai de tine, te cunosc eu foarte bine, că la inimă ești câine. Rea, ființă răsăritean, cum vorbesc cu mine, părăteam. Uite sabia de-o vezi, până capul de rătesc. Ah, sabia săbioară, te-ai iubită, surioară. Ești puțin din teac afară, căci aș trei de mie omoară. Pe cum trecui prin războaie, vărsă sânge și roi. Ia vezi bine te-o atentu? Căci aș trei mii prăbădești. Și dă-te un pas mai lângă mine, să-ți arătă cine câine. Vezi, măi frate, nu ți-am spus ce mă avea pentru Iisus? Oh, măi frate, am îlemnit ce tiranul a vorbit. Era gata să ne taie și ce capul să ne sai. Dar să mergem la cea fiară cu mai mare îndrăzneală. Dar tu ce spui, împărate? Ce te lauzi că ne bate? Că de acum nu ne frică, doar avem o oaste mică. Uite, eu și cu acești doi suntem gata de război. Și ceva de ne vei face, care nouă nu ne-i place, doar acum cu cuvânt. De ce vin de pe pământ? Locul sub tine a plânge, să-mi vedea cine ar vinge. Ah, tu cruntule erod, cum tu nu ești bucuros din nașterea lui Hristos? Dar cine te sprijinești? Graia mare ce ești, că sabie în teacă scoate și pe loc să le pătie toate. Ofițer! Poruncă prin alte părate. Te-am prins după căutat, ne aduce un prunc nevinovat. De la 7 ani în jos, ca să putem afla ceva de folos, despre nașterea lui Hristos. Să treci în alte împărate, vele fac aceste toate. Ah, tu prunc nevinovat, treci la prin altul împărat. Ah, tu prunc nevinovat, care gura la minciună ai trebuințat. Știi ceva de folos despre nașterea lui Hristos? Ca știi mulți de toate prin alte împărate. Cine se va naște Mesia? Picioara Maria. Câți ani va trăi pe pământ? 33 de ani. După 33 de ani la cer se va înălța, de-a dreapta Tatălui va sta și în sfârșit nu va avea. Dar voi tot de bine va avea? Va avea. Pe cine? Pe cei patru evangheliști. Poți să spui cum se numesc? Da, Matei, Marcu, Luca și Ion. Dar voi tot de rău va avea? Va avea. Pe cine? Mai întâi pe tine, voi să înduchei, farisești, caturași. Pe mine? Pe tine. Pe mine? Pe tine. Și cât timp v-ați spânzurat pe cruci prea înalt împărat? Trei zile. Trei zi a înviat, la cer se va înalța, de-a dreapta Tatălui va sta și în sfârșit nu va avea.
Să zici că va avea. Ba nu va avea. Ba zic că va avea. Ba nu va avea. Ba eu zic că va avea. Ba zic că nu va avea. Poate ce sprung e vinovat. Care de atâta lume m-aș tulbura. O, Irode împărat, Irode împărat, Irode împărat, te-ai umplu de răutat, Irode împărat, Irode împărat, și nu vrei ca să primești, Irode împărat, Irode împărat. De la noi darul cerești, Irode împărat, Irode împărat. Hei, bărbat de răsărit, voi la ce asta mi-ați venit? Ești venit ce-o lucra? Nouri vor lăcrima, poruncii-vă la ostaș, spre moarte să vă facă paș. Doar eu sunt Irode împărat, savia-n mână am luat, pe cal am călicat și în Vifleia m-am intrat. 14.000 de punci am tăiat. 14.000, toți, mărunți copii, de la 7 ani în jos, împreună cu Hristos. Dar voi ce tot o căutați? De acest paș ocrutat, de sângele lui a gustat. O, că nu mi-era așa, spă săpăteala ta, toți rani câine, împărați vai de tine. Supiețul vrei să-l omori? Mai bine tu să mori. Supiețul vrei să tai? Mai bine tu crăpai. Astronomii, Baltazare, uite cât de fai mare, la lui urgei mare. Doamna, varză din cer cu ochi și zar, rand și ceas, pe ce strân solar, bază spatează și în râsul și-l screaz. Voi trei crai fără de minte, mă izbitiți prin cuvinte, că prin astfel de cuvinte v-aș putea fi la toți trei părinte. Voi trei crai nerușinați, de pedepse, nu visați, că doar eu pot să dau porunci, ca să fiți supuși la munci. Să știi, împărate bine, același domn ești pe tine. A, cum slujile nu vin, de mea linia mea fiind. De țel. Poruncă vreau să-mi împărate. Ia-i pe cei trei magi să întemne să se-i bagi. Iar acolo să mi ții până vor pieri de vii. Să trei și nouă împărate, vi le facă să-i toți. Moment iertare, păgâne, fraților, de la el să ne întorcem și la Tatăl Ceresc să ne rugăm. Oh, Cerescule Părinte, care în cer ai locuință, primește spre el neputința. Numa cea grea, spala cea rea, pe 8 ani să zacă, să nu se plecuiască pe derege creștineacă. Ca să știe și să vază, că Hristos se asuprează. Voi trei craicuri de rușine, cum vorbiți așa către mine? Voi nu știți, această țară este împărat, erot, mai mare pe Sinarod. Toată lumea de către îngăl de limbi, n-are frică. Că voi ține cum vieți că de el nu m-a temit. Prima știi de la tine cine te-a numit a fi. Să știi mai întărit, îți plăcează ce-ai vorbit. Cum trezește-te pe tine, de vedea. Da. Știi adevărat că părinții cerul și al pământului te vedește pe tine. Fraților, să-mi dați iertare, căci am fost un tulburar și în cugete necurate, iar acum vă dau dreptate. Mergeți, de veți afla undeva pe sus în ția sa, să veniți și pe la mine, să vă încărc cu daruri pline. Și încetăți-ți mai străbate, cred mine numărat. Apoi vași și amari de ale voastre trei coroni, care le-ați purtat voi azi înaintea mea cu minciuni. Ho, Irode împărat, vin puși de curat, că de-aș noapte am visat, am vis mare minunat, căci un din cer dorit, aici născut și vestit, și mai bine ar fi să crezi, că-și putem noi și dovezi. Mă, ce dovezi aveți și voi, le arătați și pe la noi. Încântare un vrătar de folos, îi sprănașă lui Hristos. Poftim și cântați. Poftim și dumneavoastră. În mirare stau ciobanii,
lui Vasile, la mulți ani va fi de bine. Crai după stele raze, porni pe Hristos să-l vază. Asta-i ziua lui Vasile, la mulți ani va fi de bine. La Irod crai au ajuns, raza stelei s-a ascuns. Asta-i ziua lui Vasile, la mulți ani va fi de bine. La Irod crai au intrat, Irod rău s-a spământat. Asta-i ziua lui Vasile, la mulți ani va fi de bine. Raiilor le-a fost mirare, el s-au pus pe întrebare. Asta-i ziua lui Vasile, la mulți ani va fi de bine. Slavia să strălucească pe acest pământ și pe sub pământ, pe acest pământ și pe sub pământ. Să-i mulțumim Domnului Ceresc, să-i mulțumim Domnului Ceresc. Mulți ani trăiască gazda de casă, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască. Rămâneți cu bine, fiți fericiți, să vă dă Domnul tot ce doriți. Rămâneți cu bine, fiți fericiți, să vă dă Domnul tot ce doriți. Vă mulțumim foarte mult, ne-ați așteptat, ne-ați primit cu Irodul. Data de 19 și Iordan, Irodul vă postește la joc. Vreau să mulțumesc la toate prietenii care au ajutat să împodăchim bradul acesta frumos. Dar fi frumos ca să păstrăm această tradiție, ca în fiecare an să facem cât mai frumos. La mulți ani!